Bine v-am regăsit la un nou videoclip. Ce credeți? Că astăzi este joi și mâine, vineri, trebuie să intre acest videoclip. Dar nu-i nimic, eu am plecat în aventură, sunt în excursie practic, pentru că mă duc la Afi Cotroceni, vreau să mergem la Primark. Pentru că am și eu nevoie, urmează să plecăm câteva zile bune din țară și simt așa nevoia de haine de vară noi și pentru că, iată, se apropie sezonul vacanțelor, a concediilor și toată lumea vrea, din ce am observat eu, să se înnoiască înainte să plece undeva. Și atunci când am fost, cred că la Barcelona, cred că de acolo am luat acea rochiță, mi-am luat, Doamne, cea mai frumoasă rochie ever, care te duce 100% cu gândul la Positano, la Italia, la Costa Amalfi. Și sunt tare curioasă să văd ce mai este nou în Primark pentru sezonul acesta cald. Pentru că n-am mai fost de, nu mai țin minte când, de, Doamne, cred că din iarnă. Și nu ajung foarte des pentru că mi este destul de incomod să ajung acolo. Dar nu-i nimic, astăzi m-am înarmat cu energie, cu voie bună și mergem într-acolo să descoperim ce mai este nou și să vedem ce articole de vară drăguțe găsim. Și de asemenea, acum ceva timp mi-a păruse mie pe Instagram, cred, un reel, salvarea, un reel în care erau prezentate produse de machiaj din Primark care imită produsele de la branduri precum Charlotte Tilbury, nu mai știu, mai erau mai multe branduri, nu-mi scap acum pentru că l-am văzut acum câteva zile și mă gândeam eu să cumpăr astfel de produse și să realizăm un make-up complet. Doar cu produse din Primark. Sunt foarte, foarte curioasă să văd ce reușesc să găsesc și dacă vă pot să-mi pun așa ideea în aplicare. Dar asta vom descoperi noi împreună. Momentan sunt în trafic. Toată lumea a intrat în modul acesta de vacanță, mai puțin traficul. Eu nu știu ce Dumnezeu. Bine, e drept că nici nu s-au terminat școlile. Cred că se termină mai târziu anul acesta, nu? Și la stat. Mi se pare că pe 20 și ceva, deci poate până atunci o să avem parte de trafic. Dar... eu sunt în modul meu de vacanță. Este cald, este frumos și mergem așadar la Primark și vă iau cu mine și o să vreau să-mi spuneți în comentarii ce vă place, ce nu. Sper să reușesc de acolo să filmez și să nu fie probleme. Am reușit să ajung și exact când am intrat în mall, mi-am dat seama că sub Primark este Half Price. Din păcate nu-mi permite timpul să ajung, dar e bine că am ajuns măcar aici. Hai să vedem ce avem în vitrină. Îmi cer scuze, am fost întrerupt de un apel telefonic. Mă bucur să văd în vitrine lucruri pentru vară, rochițe. Ca și idee de preț, aceasta este 135 de lei, o rochiță albă foarte drăguță, simplă. Și de ce geantă drăguță acolo în spate? Hai să intrăm! Îmi place foarte mult cămașa aceasta roz. Foarte, foarte subțire. 50 de lei ar fi. Și cred că merge foarte bine cu acești blugi, dar care, din păcate, nu sunt extrem de elastici. Asta, așa, ce am putut să vedem la prima strigare. Avem aici topuri, pantaloni scurți. De exemplu, pantalonii aceștia scurți de jeans sunt 75 de lei. Și ce mă bucur că în Primark nu există muzică, deci putem filma în voie. Uite și o jachetă albă de jeans. La... cât costă? Ia să vedem. Dar de ce nu văd preț aici? Găsim noi un preț, nu se poate. Da. Ah, 95 de lei. Am zis că n-am mai fost de mult în Primark, nu mai sunt obișnuită cu etichetele. Și uite, gentuța asta pe care o văzusem noi are niște detalii foarte, foarte simpatice aici. Ia să-i vedem și prețul. 110 lei. Foarte drăguță pentru o plajă. Asta este rochea din vitrină. Niște gentuțe drăguțe acolo. Îmi plac pantalonii aceștia. Par foarte potriviți și sunt așa mai lărguți. Acum sunt curioasă să văd dacă sunt transparenți. Sunt un pic transparenți. Uite și rochea asta simplă, albă. Dar tot așa e subțire și e posibil să fie transparentă. Și cercei ăștia, cât de frumos ar vedea cu rochea albă. Sunt 26 de lei cerceii. Acestea cred că sunt pantaloni scurți, dar par fustă, da.
foarte drăguț și ei. Ce preț au, ia să vedem. Am rămas cu telefonul în mână, trebuie să scap de el. 80 de lei. O grămadă de tricouri. 30 de lei sunt tricourile în principiu. Șlapi, care sunt 7 lei. Un preț extrem de bun. O să încerc să mă plimb ca să vedeți cât mai multe haine. Poate vă face ceva cu ochiul. Uite, avem și un tricou pentru susținerea țării la euro. O să fac în așa fel încât să pot să vă arăt cât mai mult fără să surprind alte persoane în cadru, din respect. Și topurile astea sunt super drăguțe și dintr-un material tare fain. 54 de lei ar fi. Diverse culori. Aceștia sunt acei pantaloni care se poartă acum. 3 sferturi așa, dacă avem înălțimea corespunzătoare. 80 de lei sunt și aceștia. Aceia care vin mai largi imită cumva pantalonii de băieți. Nu știu sigur dacă modelul se numește... A, nu, uite, se numește cargo. Mă gândeam că poate se numește boyfriend. Dar se poartă foarte, foarte mult perioada aceasta. Aici produse din colecția Disney. Dacă mergeți la Disneyland, puteți veni aici să vă îmbrăcați. Sunt invidioasă pe voi în cel mai bun sens posibil. Foarte drăguță bluza asta. E așa un pic mai grosuță, dar din materiale faine. Asta este 70 de lei. Uite, avem și reduceri. 50 de lei bluza aceasta cu Winnie the Pooh. Aici avem un set cu Masters Incorporation, cred că de acolo sunt extraterestri aceștia. Bluza 70 de lei, din Toy Story, pardon. Și 50 de lei pantalonii. Avem produse și cu Stitch. Genți, borsete și tenis, de ce nu? Ia să vedem prețuri. 85 de lei geanta. Borseta aceasta 60 de lei. Și aici avem produse cu echipe cunoscute de basket. Lakers. Am mai văzut cu ceva, dar am scapat acum. Cu universități din Statele Unite. Uite acolo cu Columbia. Michigan. Și așa mai departe. Acestea sunt și produsele pentru plajă. Costume de baie, rochițe de plajă. Găsiți cam tot ce aveți nevoie. De exemplu, un sutien este 40 de lei. Și slipul, ia să vedem, 30 de lei. Există pe tot felul de culori. Cât de drăguț este acest muștar. Foarte, foarte frumos. Da, în principiu cam astea sunt prețurile. 30 de lei la slip și... Uite, am găsit sutien și cu 30 de lei. Acesta. Cam cu 60-70 de lei zic eu că vă puteți face un costum de baie. Tot apare cămașa asta în fața ochilor, dar nu găsiți mărime mică, doar L și M și XL. Și mi-ar trebui un XS pentru că este așa un pic oversized. Avem și costume mai colorate aici. Foarte drăguțe. Și îmi place mult combinația de pe manechin. Costumul roz cu acea cămașă multicoloră. Foarte drăguță. Exact lângă zona cu costumele de baie, avem și zona cu rochițe. Uite, asta are o rochiță simpatică, ca și croi, doar că nu prea mă încântă pe mine culorile. Mi-ar plăcea culori mai vii, dar modelul nu este rău deloc. 125 de lei ar fi. Aici o fustă măricică, dar îmi place mult
printul, 90 de lei fusta. Și uite, putem face un set din această fustă cu acest maieu. N-aș vrea chiar atât de lungi fustele. Uite, mai avem aici niște rochițe. Îmi place această cremă, 105 lei. Da, oare e de plajă sau merge purtată? Îmi vedeți pielea? Îmi place mult, dar cum facem? Oare se poate purta pe stradă sau se vede tot prin ea? Eu zic că se cam vede. Dar e foarte drăguță. O să o iau la probă, eventual. Și mai există și așa, dacă vedeți voi, are fir metalizat materialul prin el. Iar ca și preț, 105 lei. Sper că mai găsim rochițe și în altă parte. Dacă nu, înseamnă că ar trebui să mă mai duc pe la Zara, pe la H&M. Asta e groasă tare de tot. Nu cred că am putea să o purtăm vara. Există o zonă și cu sacouri, de exemplu, cu articole mai office. Dar mi-a atras atenția vesta aceasta. Mi se pare super drăguță. Bun, asta cred că este mare. Dar îmi place foarte, foarte mult modelul. E XL, da. Ia să vedem și cât ar costa. 110 lei. Nu e chiar cea mai ieftină vestă. Ia să luăm noi în XL să vedem. Uite. Doamne, cât e de drăguță. Îmi place mult vesta asta. Și am putea să o combinăm, de ce nu, cu genul acesta de pantaloni și cu un top pe dedesubt. Și cred că ar merge foarte, foarte bine vara. Mai avem pe aici niște rochițe. Este o zonă așa cu poate materiale mai naturale sau care par cel puțin mai naturale. O zonă cu nuanțe neutre. 125 de lei rochița. Mi-ar fi plăcut să fie un pic mai scurtă și nu era rea deloc. Uite, iar pantalon 3 sferturi. O să probez o pereche, dar nu cred că mă avantajează, nu cred că e pentru mine așa ceva. Și pantalonii aceștia sunt drăguți, dar mi se pare materialul un pic cam gros. În continuare puteți găsi articole sport. Foarte interesant și tenisii aceștia. Și ne îndreptăm către zona de lenjerie intimă. Mai avem mai uri aici. Șosete din acestea de vară, dar nu sunt ca acelea de la H&M pe care le-am luat eu. Vă aduceți aminte, le-am luat din Serbia, care au o bandă din aceea de silicon și la spate, astfel nu alunecă. O grămadă de modele de papuci foarte drăguți. Încerc să văd prețul. 60 de lei. Și par destul de confortabil. Sunt moi aici. Foarte frumos. Mai există și așa. Așa cu sclipici, pietricele. Eu încerc să evit oamenii pe cât pot, dar câteodată mi este imposibil. Acolo sandale cu toc. Foarte mulți papuci din aceștia din cauciuc. 30 de lei ar fi. Uite și loafer și aici. Ia să vedem. 60 de lei. Ah, nu sunt scumpi deloc. Uite și balerinii ăștia, ce drăguți mi se par. Eleganți. Tot 60 de lei.
Aici, în dreapta mea, sunt gentuțele, ajungem imediat și la ele. Aici o mulțime de sneakers în diferite culori. 90 de lei. Încălțăminte sport, în principiu. Tenis și Adidas, dacă vreți să fiți confortabili în vacanță, orientați-vă către pantofii sport, pentru că sunt cea mai bună variantă. Și purtați înainte să plecați, pentru că nu vreți să riscați bătături. Nu prea-mi plac materialul, nu prea-mi place materialul ăștia. Și nici nu văd preț. Și modelele acestea îmi plac foarte, foarte mult. Și să știți că am testat un pic talpa, foarte moale. Deci ar putea fi o variantă drăguță. Să vedem. Găsim un preț. Sunt pe multe, multe culori. A 44 de lei. Foarte accesibil. Și hai să aruncăm o privire și la încălțămintea cu toc. Ăștia mi s-au părut tare drăguți. Dar e tocul cam înalt. Măcar hai să vedem cât ar costa, pentru că știu că asta interesează pe toată lumea, însă din... am preț aici, 70 de lei. Nu sunt scumpi, chiar nu sunt scumpi deloc. Cam asta este în principiu la încălțăminte. Ne îndreptăm acum către pijamale. Avem aici două culori, un coraj, zice, sau un portocaliu și modelul acesta. Și sunt diverse variante. Ba mânecă scurtă, ba mânecă lungă. Materialul fiind unul lucios, foarte drăguț, 70 de lei ar fi bluza. Și hai să vedem și la pantaloni, tot 70 de lei. Așa mai e ăsta. Tot 70 de lei, ăsta mi se pare un pic cam scumpicel. Există mai eu din același model la 44 de lei și pantaloni scurți. V-am zis că găsiți în același imprimeu diverse modele de pijamale și multe, multe sutiene. Foarte drăguțetul acesta. Așa, pentru tricouri, exact cum scrie și pe etichetă. Dar eu am rezolvat problema cu sutienul de la Intimissimi și trebuie neapărat să mă duc să mai iau, pentru că îmi place foarte, foarte mult. Un alt model drăguț aici, tot 70 de lei, așa pe albastru, 50 de lei pantalonii aceștia, deci sunt la reducere. Uite, avem secțiune cu reduceri, dacă vedeți sus. Și m-am uitat mai devreme la ceas și, Doamne, cum zboară timpul. Nu mai am foarte mult timp, trebuie să mă grăbesc cât de cât. Și sutienele astea drăguțe. Setul este 60 de lei, deci 30 de lei per bucată. Haideți să aruncăm repede o privire și la colecția Disney. Cu Mickey, cu Minnie. Uite ce port foarte drăguț. 70 de lei, cu Goofy. Uite, avem și cu Bambi și cu Winnie the Pooh, cămăși de noapte sau pijamale cu totul. La zona cu produse de casă avem prosoape din 100% bumbac. Foarte interesant, Martenta, un prosop de genul acesta, 70 de cm pe 127 la 44 de lei. Acum sunt extrem de curioasă să văd dacă și absorb apa. Și avem mai multe culori, crem și gri. Foarte, foarte pufoase, dar sincer, la cum le simt, nu cred că absorb apa foarte bine. Aici altele mai colorate, ia să vedem, diferă materialul? Nu diferă la fel. O să-mi încerc norocul probabil cu unul. Aici produse pentru baie. Foarte drăguțe astea. Săpunieră. Foarte grele. Paharul acesta este
22, am văzut bine? Da, 22 de lei. Tot felul de coșulețe. Ah, ia uite ce tare! Cutii de pantofi. Ok. Interesant acest articol. Știți că mi-am încercat norocul cu unele de pe Shein, da, am dat X. Aici lingerie. Cât de drăguț este imprimeul acesta pentru vară. Foarte fain. Avem 200x200. 90 de lei și cred că avem, uite, 50% bumbac și cred că avem husa pentru pilotă și pentru două perne, mă gândesc eu că ar fi în set. Uite, tăvițe, pe genul acesta de tăvițe vă puteți pune parfumurile, de ce nu? Aici tot felul de recipiente pentru apă. Și acesta e drăguț tare. Și foarte fin materialul, mi se pare. Și uite, avem și o ficuilă asticoare. Nu cred că era drăguț dacă era cu elastic. Însă mai avem variante și aici de lingerie. Încerc să mă îndrept către zona de make-up și voiam să vă arăt și porfardurile pe care le puteți găsi. N-am mai văzut genul ăsta până acum. Tot din Toy Story. Găsesc și o grămadă de bijuterii. 26 de lei, două perechi de cercei. Uite cât de drăguțe sunt astea. Foarte drăguțe. Îmi place mai genul acesta sau așa mai mari. Și am ajuns la make-up. Nu trage cu ochiul, merită să aștepți. Produsele desfăcute trebuie achitate. Ok. Multe produse interesante și pentru păr. Și mi-a atras atenția peria asta. Extra lift. Nu prea îmi dau seama exact cum se folosește. 5 lei. Accesorii cu ajutorul cărora vă puteți îndula părul. Aici creme de față. Produse de skincare. Uite, avem acest serum cu vitamina C și cremă. Și astea cred că ar vrea să imite produsele de la Gizu, dacă nu mă înșel eu. A, nu, este serum de față, am crezut că este gloss. Ulei, de fapt. Dar nu văd fondurile de ten, concealerele. Mai încerc, nu renunț. Și alte produse pentru păr aici. Am găsit produsele de make-up și eu sincer căutam acest fond de ten, Airbrush Foundation, care teoretic îl limită pe cel de la Charlotte Tilbury, doar că nu găsesc nuanța mea sub nicio formă. Am luat altceva, o să vă arăt la un moment dat. Aici mi s-au părut niște produse interesante, bronzer sub formă de picături. Și mai există și aici blush-uri cremoase, contur și alte fonduri de ten. Am terminat și la make-up. Aici mai puteți găsi produse din acestea pentru sezonul rece, care sunt la reduceri. Uite și pantaloni ăștia mi se par foarte drăguți. La 125 de lei. A, și uite, putem face set cu această cămașă. Și haideți să ne uităm un pic și la copii. Oamne, ce coadă-i la casă!
Și mai în 10 minute trebuie să fiu în parcare. Nu știu cum Dumnezeu fac. În fine. Niște blugi drăguțe aici, 175 de lei și pentru băieți niște culori foarte, foarte simpatice la pantalonii scurți. Ce preț au? 40 de lei. Foarte drăguți. Ah, și uite, avem și pe elastic aici. Și avem, evident, și cargo la copii. Bun. Ia să luăm un set din acesta. Ce mai găsim? Și ochelari. Deci puteți pregăti copiii de vacanță, tot de la Primark. Tricouri. Bluze sport cu mânecă lungă, la 22 de lei. Ce drăguță este cămașa aceasta pentru vară. Foarte drăguță. Îmi place mult. Sau uite așa de jeans. Tricouri polo. Pijamale și tricouri mai colorate. Înapoi în mașină, așadar, în minunatul trafic din București. Evident că am întârziat. La ora 1 trebuia să fiu la Pilates. Se pare că ajung la 1 și un sfert, dar măcar am reușit să surprind în imagini cam ce este nou în Primark. Am și cumpărat câte ceva, am o sacoșă mare, mare, așa că mă gândesc ca pentru luni să fac un haul și cred că separat o să fac un videoclip în care testăm produsele de make-up, pentru că am luat așa destul de multe cât să ne iasă un full face make-up, adică un machiaj integral al feței. Ca și concluzii, la haine să știți că nu prea m-am lipit de cine știe ce. O să vedeți voi în haul. Mă așteptam să găsesc mult mai multe articole și cred că am mai tras eu la un moment dat concluzia asta că unele produse mi se par destul de scumpe. Adică eu când merg în Primark mă aștept să văd prețuri mai mici decât în Zara și în H&M. Ei bine, la unele articole nu mi s-a părut așa. Ați văzut și voi prețuri la Rocky, 125 de lei. Cred că în H&M putem găsi prețuri asemănătoare. Acum nu știu dacă neapărat există vreo diferență la calitate, dar nu știu de ce am impresia eu că în Primark prețurile trebuie să fie mai mici. Lăsați-mi și voi în comentarii cam ce părere aveți. Dar e clar că nu prea am rezolvat cu ceea ce îmi doream eu să rezolv, și anume câteva ținute pentru următoarea noastră plecare. Asta înseamnă că trebuie să ajung la Mall Băneasa, ceea ce nu e neapărat rău, pentru că oricum vreau să mă duc să rezolv cu acel parfum de la My Gay, și știți, care avea atomizatorul stricat. Voi mi-ați dat mai multe variante, doar că mi-ați spus să iau recipiente din acelea micuțe în care să introduc parfumul din sticla respectivă. Pot să fac și chestia asta, dar mie mi se pare că este o problemă care ar trebui rezolvată de cei de la My Geisha, pentru că este clar un defect al produsului și atunci o să văd ce soluții găsim atunci când o să ajung în Mall Băneasa. Aș mai fi vrut eu să intru aici în AFI și la Intersport, dar o să mă duc acolo pentru că trebuie să iau lui Luca o borsetă, în fine, niște chestii așa pentru această plecare despre care vă spuneam. O să vă dau eu mai multe detalii eventual în următorul weekly vlog. Momentan o să las așa acest vlog, nu știu cât de scurt sau cât de lung a ieșit, dar eu zic că nu prea mai erau mari lucruri de filmat acolo. Mă bucur că am reușit să ajung, că am reușit să fac acest material pentru voi, ca să știți dacă vă doriți să mergeți sau nu în Primark. Eu vă mulțumesc tare, tare mult pentru atenție, să aveți un weekend absolut minunat și ne vedem luni la 2:30 cu haul-ul. V-am pupat!